Vreau să mă refer la un subiect care are implicații profunde asupra societății noastre, asupra societății românești. În urmă cu câteva săptămâni, tragedia cumplită de la Caracal ne-a arătat cât de multe și cât de profunde sunt disfuncționalitățile din interiorul unor instituții ale statului. Incompetența, lipsa unor proceduri clare, corupția, indiferența, toate acestea au dus la un deznodământ cutremurător, incapacitatea statului de a salva viețile propriilor cetățeni. Am cerut guvernului ca până la finalul lunii august să adopte o serie de măsuri astfel încât, în situații precum cea de la Caracal, să nu mai existe întârzieri criminale în acțiunea organelor statului. Am și indicat guvernului, în ședința CSAT-ului din 30 iulie, ce măsuri esențiale ar trebui luate cu prioritate. PSD, preocupat însă de soluționarea crizelor interne, continuă să ignore rezolvarea urgențelor care sunt importante pentru cetățeni și care au un impact direct asupra vieții și siguranței lor de zi cu zi. Am văzut doar câteva măsuri punctuale luate la cal sub presiunea publică și grija de a muta șef de la o instituție la alta fără să-i sancționeze pentru incompetența lor. Așa cum ne-a arătat în nenumărate rânduri, PSD este specialist în a tărăgăna lucrurile, sperând că oamenii să uite cui revine de fapt responsabilitatea. Vedem în aceste zile doar o luptă politică surdă pentru a rămâne cu orice preț la putere. Tot ceea ce avertizam la începutul anului despre buget, din păcate s-a adeverit. Investiții majore nu se fac, spitale și autostrăzi nu se construiesc. PSD nu este preocupat de toate aceste lucruri, lucruri care sunt de maxim interes pentru oameni, ci doar de a-și securiza puterea, scoțând funcții la mezat. Așa arată o guvernare eșuată.